Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm să citim două versete din Ioan, capitolul 10, versetul 22 și 23. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Și Iisus se plimba prin templu presub pridvorul lui Solomon. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Era o sărbătoare în Ierusalim. Se prăznuia praznicul înnoirii templului. De fapt, ce era sărbătoarea asta? Templul ăla frumos din Ierusalim a fost renovat. O mai fost aranjat, o mai fost vopsit, o fost înnoit. Și în amintirea asta, iudeii și-au făcut o sărbătoare. Dumneavoastră ați renovat adunarea, clădirea. Și aseară ni s-a spus că Duhul Sfânt v-a cerut vouă celor de aici, dar și nouă. Pe lângă clădirea asta nouă care am renovat-o, să ne înnoim și viața noastră. Amin. Să ne renovăm și viața. Doamne, ajută-ne în aceasta. A fost un templu la Ierusalim. L-au dărâmat romanii și nu mai este. Ioan în insula Patmos a văzut un templu și am văzut templul lui Dumnezeu. Dar ăla încă nu a venit. Deci unul trecut nu mai este, unul în viitor încă nu a venit. Întrebarea, o rămas Dumnezeu acum fără templu? Nu, El totdeauna a avut templu. Care-i templul Domnului de astăzi? Noi. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6:18-19. De aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și versetul 19. Și trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Legat de templul acesta interior, am ales câteva gânduri să le împărtășim cu dumneavoastră, fiind atent și la atitudinea care o aveți în ora asta târzie. Aș vrea mai întâi să vorbesc din Matei 21, succesiunea evenimentelor din templu atunci când a intrat Domnul în templu. Spune Scriptura că a intrat Domnul în templu și prima dată a făcut curățenie. Primul lucru. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și știți dumneavoastră ce a făcut Domnul acolo. După care urmează un cuvânt de învățătură. Măi, e scris, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Le împărtășește ce e scris. Urmează niște minuni. Au venit niște orbi, niște șchiopi, Domnul i-a vindecat și la urmă apar copiii care strig, Osana, binecuvântată-i fiul lui David. Știți că fariseii s-au supărat pe asta și au spus, ce arătă-i? Care este ordinea? O repetăm. Curățenie, învățătură, minuni și laudă. Acum n-ar fi rău dacă începem cu lauda, că mulți încep cu laudă și închinare. Știți când e rea lauda și închinarea? Când începem cu ea, dar nu-i curățenia făcută. Începem cu lauda și închinarea, dar când te uiți, nu-i curățire. Că ordinea e asta, curățire, învățătură, minuni și la urmă laudă. Doamne ajută-ne! Și legat de asta mai am o întrebare, vis-a-vis de sursa de putere. Când Ioan în capitolul 2 pus acolo intrarea Domnului în Ierusalim, în templu, și imaginați-vă dumneavoastră, vine un tânăr străin, intră în templu și face deranj. Dar ce deranj? Dar acolo erau cetele de preoți, de leviți. Acolo erau farisei, saducheii, acolo era capitanul templului cu ostași care asigurau paza.
Și vine un tânăr și începe să răstoarne mesele, face un bici de ștreanguri, îi scoate afară. Și nimeni nu face nimic. Nu reacționează nimic. Dacă la voi în adunare în seara asta ar veni un necunoscut, ar începe să răstoarne stativele, microfoanele, ar răsuna, știu eu, orga, ar lua scaunele de aici. Cât ar trebui până le iau oameni de ordine în primire? Dar ce cu cine e ăsta? Totuși când Domnul face lucrările astea curios, nimeni nu se apropie de el. Ba încă la urmă vin așa smeri și spun, auzi, spune-ne cu ce putere faci tu astea. O văzut că e o putere. Dă-ne un semn. Și Domnul îi spune, stricați templul ăsta, în 3 zile ridic. Ei vorba fratelui Viorel, credea că e o blasfemie. Băi, cum să... Templul ăsta 46 de ani a lucrat. Dar el, spune mai jos, vorbea de templu trupului său. Eu înțeleg că puterea Domnului Iisus venea din interior și se manifesta din interior înspre exterior. Că la ora actuală sunt mulți frați care vor rânduială în adunare. Băi, în adunare să fie așa, fetele să se îmbrobude așa, băieții să se bărberească așa, rânduieli, bune! Numai că nu trebuie să începem cu adunarea. Nu cu templul ăla public. Începem întâi cu noi, cu templul trupului nostru. Și când am făcut curățenie la noi, trecem în casa noastră, în familia noastră. Și apoi după ce am reușit și ne-am îmbrăcat fetele și nevastă frumos, ne-am bărbărit băieții frumos și îmbrăcăm și facem rânduială, de acum venim cu propuneri la adunare. Măi, fraților, n-ar fi bine așa? Dar sunt unii cu rânduieli, vor să facă rânduială în adunare, dar viața și casa lor îi vraiște. Nu e putere, frate. Putere din lăuntru în afară. Odată, într-o adunare, un frate nou ieșit în comitet la alegeri, s-a supărat și spunea, dacă ar veni Domnul Iisus și v-ar da el scaunele cele de după amvon pe care stați voi. Și a spus, măi, întâi scoate scaunele din mintea ta. Că tu le dorești, nu le-ai avut și de-aia faci rânduială cu alții. Frații mei, de unde e sursa de putere? Dinăuntru. Eu mă pocăiesc pe mine, am grijă casa mea să fie pocăită și apoi mă duc în templu și încep să fac rânduială. Să ne ajute Domnul. Amin. Amin. Al doilea gând e din pasajul care l-am citit. Praznicul înnoirii templului. Și dacă trupul nostru e templul Duhului Sfânt, vreau să mă verific, n-ar trebui făcut o noire și în viața mea? O renovare, o remodelare, cum spuneți voi americane, n-ar trebui făcută? Eu zic că da. Ce ar trebui renovat? Ce ar trebui înnoit? Și vine Romani, capitolul 12, versetul 2 și spune, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Să vă prefaceți prin înnoirea minții. E nevoie de o înnoire la nivel de minte? Dacă da, hai să o facem, fraților. Să o renovăm un pic. Eu nu vorbesc de responsabilitatea gândurilor, nici din Proverbii 8:12, eu înțelepciune am ca locuință mintea, fac cele mai chipzuite planuri, dar aș vrea să facem, urmează o rugăciune. Azi am vizitat niște frați mai în vârstă bolnavi. Unul durea piciorul, unul n-avea aer suficient, unii ne-a rugat, Doamne, vindecă piciorul, Doamne, vindecă plămâni, Doamne, dă-i o inimă sănătoasă. Eu aș vrea să ne mai rugăm ca Domnul să ne dea o minte sănătoasă. Bun, ne rugăm îndată, Doamne, dă-ne o minte sănătoasă, dacă tot facem înnoirea minții. Și am spus eu, de unde avem mintea sănătoasă? Sursa.
mintea sănătoasă din relația noastră cu Dumnezeu. Eu nu explic, numai punctez câteva versete și trecem mai departe. Când spunem Psalmul 111 cu versetul 10, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți care o păzesc au o minte sănătoasă. Dumnezeu să ne ajute să trăim în frică de El. Atunci intervine Dumnezeu, lucrează la mintea noastră, Daniel 5:22. Daniel, am venit să-ți luminez mintea. Sau Luca 24:45. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Facem evangelizări, predici, studii și oamenii nu înțeleg. Știți de ce? Pentru că nu le-a deschis Dumnezeu mintea. De aceea mă rog ca Domnul să ne lumineze și să ne deschidă la toți mintea și să ne dea o minte sănătoasă. În al doilea rând, promovarea unui caracter nobil. Acum e strădania noastră, că spunem Proverbii 3:3-4, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale, căci atunci vei căpăta trecere și minte sănătoasă. Adică promovarea unui caracter nobil se face prin educație, că spune în Deuteronom 6:7, întipărește aceste lucruri în mintea copiilor. Acolo se lucrează la caracter, de la început. Și se mai face prin autodisciplinare. Caracterul, educație și autodisciplinare. 1 Corinteni 9:27. Și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însuși să fiu lepădat. De unde avem noi minte sănătoasă? Trăind în frică de Domnul, cultivând un caracter frumos și nobil. Domnul să ne ajute! Amin. Și apoi mai scrie în Scriptură Psalmul 25:14, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El e de învățătură. Prin angajamentul și legământul care îl facem noi cu Dumnezeu, Dumnezeu la rândul Lui se angajează să ne învețe. Și în Evrei 10:16 spune, voi pune legile mele în mintea lor. Domnul să ne ajute la aceasta. Și mai am eu o metodă care a numit-o exersarea. Exersarea. Că la noi e un proverb că repetiția e mama învățăturii. Spuneam într-o adunare că eu greu am învățat tabla mulțirii. Am învățat bine la școală, dar cu tabla mulțirii greu mi-a fost. Când ajungem cu 7 și cu 8, 7 ori 8, acum știu, atunci nu știam. Dar când eram eu elev, se da la palmă. Frații mai bătrân știu. Și apoi câte greșeli, atâtea luai la... Nu știam, așa mi erau de dragi pe lume, nu știu care s-o întind prima. Dar acum știu tabla mulțirii, știți de ce? Că am învățat-o. Și azi și mâine. Că scrie în Evrei 5:14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-o deprins prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. Oameni buni, puneți-vă minte la contribuție. Nu motiva, eu n-am, am mai povestit, eu n-am memorie. Eram în... nu știu, în Irlanda, cred că eram, în Anglia, nu știu, într-o familie, tineri, s-o purta frumos cu noi, dar gazda se motiva, eram cu un frate mai mare, mai puternic, mai polițai, nu-i spun numele, că îl știți bine. Frate, eu n-am memorie, nu țin minte. Mă, și fratele acela tace din gură, după o bucată de vreme spune, bă, îți trag un pălmoi acum, ia? Și am dat, de ce, frate? Numai ca să văd cât mă ții minte. Numai de asta, o probă. Răul îl știm, nu? Deci cum dobândim noi o minte sănătoasă? Prin exersare. Și azi și mâine și poi mâine. Că pe fratele Cătun Alexandru întreba în Italia un băiet de vreo 40 ceva de ani. Frate Sandu, dar de unde știi atâtea versete? Și fratele spune, mă, să înveți un verset pe zi, e mult. Să înveți versetul ăla din Ioan 5, Iisus plângea. E greu de ținut minte. Tătă ziua să spui, seara nu mai știi, îl uiți. Dar dacă îl înveți ăsta o săptămână, după o săptămână ai putea învăța un verset? Voi ce spuneți? Putem.
Acum calculează, spune el, câte săptămâni ai și câte versete trebuia să știi. Dumneavoastră, câte săptămâni aveți? Da? Și câte versete trebuia să știți? Dar mintea sănătoasă îi prin exersare, prin întrebuințare și prin informare, că spune Petru 2, epistolul capitolul 3, prea iubiților, aceasta e a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă cauze să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Dumnezeu să ne ajute! Deci ne rugăm pentru mintea sănătoasă, dar noi ne facem partea noastră. O relație bună cu Dumnezeu. Trăim în frica Domnului, cultivăm un caracter nobil, avem legămintele cu Domnul și exersăm în fiecare zi. Că mintea asta sănătoasă, eu am vrut să o verific. Cum să verific mintea sănătoasă? Pavel îi spunea lui Tit, capitolul 1, versetul 8 și 9, iar în învățătură dă dovadă de vorbire sănătoasă și fără cusur. 1 Tit, capitolul 1, versetul 8 și 9. Adică Tit 1. Tit, capitolul 1, versetul 8 și 9. Dă dovadă de vorbire sănătoasă. Mintea sănătoasă se dovedește prin vorbire sănătoasă. Frații mei, eu am văzut oameni care au o vorbire tare împrăștiată. E una de aici, una de acolo, ia una de aici, una de acolo și la urmă eu îmi dau seama ce are el în cap. Așa cum e vorbirea și când intri în o gradă la un om, vezi hârleți acolo, greba lui Beni, acea coadă strâmbă, o vezi mai încolo, mai vezi ceva încolo, măi cum e în o gradă, așa e în cap la el, doar. Ei, cum vorbește omul, așa e mintea lui de sănătoasă. Eu când mă uit cum vorbește, băi, știu câtă minte are. Deci Biblia spune, dă dovadă de vorbire sănătoasă. Doamne ajută-ne! Mintea sănătoasă evită câteva lucruri. În primul rând, evită conflictele. Evită conflicte. Odată era un om cam nebun. Îl chema Nabal și n-avea multă minte. Și un om cu minte s-a dus să se bată cu dânsul, David. Omul lui Dumnezeu. S-a enervat pe Nabal și a spus, mă duc până dimineață, îi arăt eu lui. Mă, dar au auzit nevasta Abigail, iese înaintea lui David în Samuel, capitolul 25, cu versetul 20, și spune, David, 25 cu 25, nu-ți pune mintea cu el. Și am întrebat odată, frate, dacă ai vedea-o aici în Detroit, un om al străzii, murdar, nibărberit, dar de la neîngrijit, când miroase după el, om, a nimănuia. Și vezi un domn la cravată, la costum, cu diplomat, că se hărțuiește cu dânsul. Voi, la cine ați avea pretenții? La aceala sau la domnul ăla? Spui, băi, dacă ești cu minte, nu spune, băi, mintea cu aceala. Că un om care are mintea sănătoasă evită conflicte. Asta vedeți voi și în adunare. Când vedeți, aha, doi pe hol, pe acolo, se ceartă, s-a luat adunare generală, știi, unul se ridică și caută scandal. Băi, unul n-are minte sănătoasă din ăștia. Că un om cu mintea sănătoasă evită conflicte și mai evită îngrijorările. Că spune în Luca, în capitolul 12, versetul 29, nu frământa mintea. Ce am să mănânc, cu ce am să mă îmbrac, nu mă mai frământați mintea degeaba. Evitați îngrijorările astea nejustificate. Domnul să ne ajute. Amin. Și omul cu mintea sănătoasă promovează, 1, rugăciunea, 1 Corinteni 14 cu 15. Ce-i de făcut? Mă voi ruga cu mintea. Mă voi ruga și cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Promovează rugăciunea. Și omul cu mintea sănătoasă promovează credincioșia. Că spune Maliahi 2 cu 15, luați seama ca niciunul din voi să nu fie necredincios în mintea lui, nevestei din tinerețe. Așa, deci infidelitatea, necredincioșia, păcatul, adulterul, începi întâi din minte. Întâi te gândești la asta, mă, eu am un legământ cu nevasta. Apoi eu mă gândesc să fiu credincios, îmi promovez credincioșia.
Dar omul care n-are minte sănătoasă face tot felul de planuri murdare, cum ar putea fi necredincios. Dumnezeu să ne dea minte sănătoasă. Amin. Când vorbim de înnoirea templului, Roman 12:2, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Doamne ajută-ne! Aș mai lua un domeniu scurt. Scrie în Filipeni 4:10. Ați avut în sfârșit, am o mare bucurie că în sfârșit ați avut un prilej să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Ce înseamnă înnoirea simțămintelor? Deja umblăm nu la rațiune, umblăm la sentimente. Și apoi câte sentimente nu sunt? Numai sentiment, numai dragostea. Dragostea e un sentiment. Că Domnul Iisus spune Ioan capitolul 13, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. De ce la unii nu mai este dragoste până la capăt? Te căsătorești, dragoste o bucată, după aia comitet, păstori, să ne rugăm că nu se mai înțeleg. Dar unde s-o găta dragostea asta? Eu la nuntă am o predică care am titulat-o Hoții începuturilor. La început nu a fost așa. La început era numai dragoste, numai nu știe cum să te întâlnești. După câțiva ani, nu-i mai ca la început, dar cine ți-a furat începutul ăla frumos? Cine ți-a furat dragostea aceea că nu mai ai până la sfârșit? Că Domnul i-a iubit pe ai săi până la capăt. Bisericii din Efes îi spune, uite ce am împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi, întoarce-te la faptele din tâi, Domnul să ne ajute. Dragoste față de Dumnezeu, față de frați, față de partenerii de viață, să ne ajute Domnul. Și ar mai fi o înnoire. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni, în Tit capitolul 3, versetul 5 și 6, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci după îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care El a revărsat peste noi din belșug. Fraților, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci înnoirea minții, înnoirea sentimentelor, și nu intrăm în aici, că sunt multe, multe, de la compasiune și altele, și înnoirea în Duhul. Că în fapte 2, apostolii primesc Duhul Sfânt și în fapte 4, iară se umplă de Duhul Sfânt. Și noi avem mereu nevoie de o reumplire cu Duhul Sfânt. Să ne-o dea Domnul, frate. Pe aceia care spunea că sunt izvoare, dar curge apă puțină, numai picul, așa. Domnul i-a dat făgăduință că o să curgă apă mai multă. Aceia care au primit trâmbiți de la Dumnezeu și le-au pus în jos și nu mai lucrează cu ele, nu-i nevoie de o înnoire, o umplere cu Duhul Sfânt, o nouă umplere în exersarea darurilor Duhului Sfânt. Să ne dea Domnul tuturor. Amin. Amin. Mai am un gând legat de slava templului și de slava lui Dumnezeu, de unde a vorbit fratele Viorel. Dumnezeu, vorbim de slava lui Dumnezeu. Și uite, împărțim așa în două. Slava lui Dumnezeu pe care o are și slava lui Dumnezeu pe care trebuie să-i o dăm noi. Trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu se vede în creație. Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor Lui. În toată creația, dar nu intru în detalii, de la facerea omului. Noi în România avem un mare chirurg neurolog vestit în toată lumea. Pe Leon Dănăilă. Leon Dănăilă e din Daravan de loc, are vreo 90 ceva de ani încă mai operează pe creier. Are zeci de cărți scrise, toți chirurgii vin la el și iau notiță. Și fratele Mitică Mierticaru, presbiter la Daravan, bolnav de cancer, s-a dus la el. Și a spus, când o auzit că din Daravan, hai să vedem ce face. Și spune, măi, Mitică, în creierul omului este o,
o capsulă sigilată, nu poate intra omul. Numai Dumnezeu, dacă vrea să-ți facă. Și fratele Mitică o pleca la Domnul. Și spunea Leon de Năilă, creierul omului are 2 miliarde de celule și fiecare celulă are 2000 de conexiuni. Nu de-am gândit voi până dimineață calculați. Cine a făcut creierul omului? Acea explozie de inteligență care o au oamenii. De unde? De la Dumnezeu. Apoi nu vorbim cum e structurat universul ăsta mare, pe grupuri, pe roi, pe galaxii, pe sisteme, pe... și așa mai departe. Cât e de mare Dumnezeu? De la minus infinit la plus infinit. El e alfa și omega. E începutul și sfârșitul. Eu spun slăvit să fie Domnul. Se vede slava lui Dumnezeu în creație? De la elefanți și rinoceri până la libelule care zboară așa din pai în pai. Vedeți voi slava lui Dumnezeu? În creație se vede, dar nu vorbim de asta. Vedem slava lui Dumnezeu în guvernare, în judecăți, Isaia 66:18. Atunci vor vedea slava mea. Că Dumnezeu vrea să pedepsească și lasă o greutate, o pedeapsă, nimeni nu se poate împotrivi. Când pornește valurile, oceanului și vin valuri și mătură case și cartiere, cine îi poate sta împotrivă? Dar slava lui Dumnezeu mie îmi place aceea din Marcu 13, cu cât cu 26 parcă. Atunci se va arăta pe nor Fiul omului venind cu putere și cu mare slavă. Slava asta vreau să o văd. O cântare spunea, ce va fi când zeci de neamuri și din sute de popoare au cântat, dintre mii și mii de coruri câte au fost și sunt sub soare, se vor întâlni odată ca un stol de porumbei. Când va veni Hristos cu armata ce e văzută de Ioan pe cai albi și pe noi ne va chema și ne-am întâlnit pe nori în văzut. Nu vreți slava asta să o vedeți? Asta e slava lui Dumnezeu, vreau să o văd. Să vă ajute Domnul pe toți, să ne strânge acasă pe toți. Slava lui Dumnezeu pe care o are, dar și slava lui Dumnezeu care trebuie să-i o dăm. Că acum trebuie să-i dăm slava lui Dumnezeu. Și cum îi dăm slava lui Dumnezeu? 1 Petru 4:11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu, ca în toate să fie slăvit. Măi, în adunare am spus-o așa seara, asta e casa slavei Domnului. Nu slăviți nici cântăreți, veți cânta frumos, dar slava nu e voastră. Nici proroci, nici predicatori, că eu am găsit scris că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și am mai constatat eu așa că am îmbătrânit pe băncile adunării, nimeni, niciun slujitor de ăsta și mare predicator nu a avut o cădere, nu l-a îngăduit Dumnezeu până nu a fost mândru întâi. Și apoi după ce te mândrești, îl ai adversar pe Dumnezeu, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Eu predic, dar Domnul e împotriva mea. Eu iau microfonul să cânt, dar Domnul e împotriva mea. O să iau un frate că la București a cântat un frate o cântare, dar așa, fără punct, fără vilă, cu dăi, s-o termine. Și o terminat, la care se ridică o soră care a cântat la operă. Și a zis, fraților, dar cântarea asta nu se cântă așa. Uitați cum se cântă cântarea asta. Și a început ea, și s-a necat. A început o două oară, iar o tușă, a treia oară. Și fratele acela, lasă că-i bine, soră. Măi, când ne mândrim, ne stă Dumnezeu împotrivă, cauți Evanghelia pe Matei și nu o găsești. De ce? Pentru că te-ai mândrit. Dar în toate slujbele noastre, 1 Petru 4:11, să fie slăvit Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta, că eu știu că Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Nici cu un făcător de minuni, nici cu un predicator, toată slava este a Domnului, că o merită. Apoi cum îl slăvim noi pe Dumnezeu? Spune în Ioan, parcă 15:8, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu este proslăvit. Trebuie să rodim pentru Domnul. Apoi nu mai spun care e roada asta. Când Psalmul 127, rodul pântecelor, se vorbește de el.
adunările noastre s-au înmulțit în două feluri, prin natalitate și prin prozelitism. Prin natalitate, la noi a început cu câteva familii, câțiva frați, au avut câte o casă de copii, toți au rămas în adunare, toți s-au căsătorit și avem mii acum în adunare și plecați dintre noi. De ce? Că ăștia, rodul pântecilor, e un rod când îi crești pentru Hristos. În Roman, parcă 16 cu 4 sau 5 cu 4, acolo spune, e pe net cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Oamenii care i-ai chemat la Hristos și au venit prin tine. Ăsta e un rod. Domnul să ne facă roditori. Acum vă întreb, de când sunteți voi pocăiți? O veni la Hristos cineva prin voi? Na, e o întrebare totuși. Lucrezi 35 de ani într-un loc și nu-ți pocăiește nimeni. Nu-i chiar bine. Domnul să ne ajute să aducem în rod. Apoi am mai spus rodul ăsta, caracterul nostru frumos. Matei cât? 3 cu 8. Roade vrednice de pocăință. Filipeni 1 cu 11. Roada neprihănirii. Apoi scrie în Romani cât? 6, 23, acolo, având ca rod sfințirea. Apoi Galateni 5, 22, roada Duhului. În Efeseni 5 cu 9, roada luminii. În Evrei 11 cu 12, roada păcii. În Evrei 13 cu 15, roada buzelor. Avem roadele astea? Nu, astea trebuie să le avem. Vrem să ne înnoim un pic aici. Asta e spre slava lui Dumnezeu, așa îl slăvim noi pe Dumnezeu. Dacă aduce multă roadă, Tatăl e proslăvit. Și mai scrie în Matei, în capitolul cât 6 cu, sau 5 cu 16, tot așa se lumineze și lumina voastră în fața oamenilor, pentru ca oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Acum, la noi în sat, când s-au pocăit oamenii, câțiva frați, oamenii băgecureu. La noi au făcut și la Cernăuz 25 de ani, condamnați. Eu cunosc pe primii pocăiți și pe fratele Arcadie Lăzăreanu, bunicul tău când venea pe la noi, îl știu bine. Dar oamenii ne băgecureu că suntem pocăiți. Acum spunea un frate bătrân, măi, cât ne ocărău oamenii pe noi că ne-am pocăit, dar unii ocărăsc că nu suntem pocăiți. Băi, acum ne ocărăsc când, băi, de ce nu sunteți pocăiți? Dar noi trebuie să trăim, să facem fapte bune, ca oamenii să slăvească pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Bun, vorbim de slava lui Dumnezeu care o are, slava lui Dumnezeu care o dăm, mai scrie în 2 Corinteni 1 cu 20, și amin, în el toate făgăduințele îți da și amin. Aminul care îl spunem noi prin el este spre slava lui. Fraților, eu cu toată smerenia o spun, pot predica și fără aminul vostru. Și frații ăștia cântă fără aminul vostru. Aminul care îl spunem noi este spre slava lui. Când am fost la Chișinău, am spus că în Cașvana, fratele Vasile cred că mă aude, un frate a avut un vis. Mi-a povestit cineva din Cașvana. Se făcea că era la adunare și a venit un înger și împărțea hârtie. Am mai povestit eu asta, știți? Și fiecare citea, curios. Ăsta citește nimic, pe o parte nimic, pe cealaltă. Bă, la voi ce scrie? La noi scrie aminul care a spus la slujbă. Unii aveau câte o foaie, unii câte o foaie, jumate. Ăsta se uită, nimic. Și îmi spunea fratele să vină duminica următoare, începe fratele, slăvi să fie Domnul, conducătorul. Adunarea, amin. Ăsta, amin, amin, amin. Iar mai laudă ăsta pe Domnul, adunarea, amin. Ăsta, amin, amin, amin. Unul se întoarce și spune, bă, ce-i cu tine, ce-ai pățit? Bă, uite ce vis am avut. Și acum eu vreau să vă ajung din urmă. Dumneavoastră câți de amin aveți? Că nu-i spre slava mea. Aminul care îl spuneți voi, e spre slava și Dumnezeu merită? Hai să spunem amin spre slava lui Dumnezeu. Am mai spus eu nu cerșesc aminul. Că am învățat și eu de la unii predicatori, întrebau, amin? Amin? Adunare, amin? Și mie îmi plăcea, m-am învățat și eu. Și m-am dus la Corjăuț în Basarabia, și tot, amin, amin. O venit la urmă bătrân la mine, spune, măi frate, dragul, după că tu cunoști o leacă Scriptura. Eu n-am smerit, da, cum o da, Domnul, știți cum ne cosmetizăm noi așa, mândria. Da, 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 da.
Băi, dacă știi așa de bine Biblia, unde ai găsit amin cu semnul întrebării? Și eu m-am gândit nicăieri. Și de ce tot întrebi? Amin? 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 Câteodată o spunem în virtutea inerției. Eu mă păzesc și tot mă câteodată o spun așa. Deci aminul hotărât, ăla care spunem noi, e spre slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu merită slavă. Apoi cum îl slăvim noi pe Dumnezeu? Prin slujirea noastră, prin rodirea noastră și prin faptele noastre bune. Să ne ajute Domnul! Dar eu mai am o întrebare. Noi avem dreptul la un pic de slavă acum aici, nu de slava viitoare, aici. Că noi suntem templul lui, așa s-a spus. El, Hristos, e capul, noi suntem biserica. Și în Ioan 17:22 se roagă și spune, le-am dat slava ta. Nu că le-o voi da, acum când erau ei acolo, le-am dat slava ta. Măi, dar care e slava unui pocăit? Că slava asta acum e de două feluri. Da? Galateni 5:26, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Mai sunt și de astea prin adunări, dar asta e o slavă deșartă. În Ioan 5:44 spune, cum puteți să credeți voi care umblați după slava ce vă dați unii altora și nu umblați după slava lui Dumnezeu? Adică cum îmblăm noi după, eu îl laud pe Beni, Beni mă laudă pe mine, aici la Amvon când venim, ne lăudăm unul pe altul, că slava care vă dați unii altora și nu umblați după slava care vine de la Dumnezeu. În Ioan 12:43 spune, au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Este o slavă deșartă. Asta nu-i bine să o avem, frații mei. Care stă, știu eu, în pregătire, în imperiile noastre materiale, în relațiile noastre, în frumusețea noastră, cum arătăm noi, asta e slavă deșartă. Dar este o slavă la care avem dreptul. Care e slava asta oare? 2 Corinteni capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Știi care? Cine vorbea în seara asta aici? Că Moise a stat 40 de zile cu Domnul și când a coborât, așa îi strălucea fața. Când stai în prezența Domnului, te uiți la El așa ca într-o oglindă, cu fața descoperită, e schimbat și tu din slavă în slavă, când vine Duhul Domnului peste tine. Aici avem dreptul la slava asta. Să stăm mult cu Domnul, să stăm mult în rugăciune, să stăm mult în meditație, lipiți de El. Domnul să ne ajute, fraților. Mai este o slavă care spune în 1 Petru 4:14. Când sunteți prigoniți din pricina numelui meu, ferice de voi, că Duhul Domnului, Duhul Slavei, se odihnește peste voi. Băi, și-am întâlnit oameni prigoniți la care le strălucea fața. Am întâlnit oameni batjocoriți, eram odată într-o adunare, cineva îl judeca pe nedrept pe un frate, și răsteau toți la dânsul și el vorbea în alte limbi așa de bucuros. Și a spus cineva, uite, ca un nesâmțit, uite fericit el. E toți îl băjocoreau și așa la vorbea în alte limbi. Când sunteți prigoniți și băjocoriți din pricina lui Hristos, peste noi vine Duhul Slavei, se odihnește peste noi. Și mai este o slavă de care avem dreptul. Spunea fratele Viorel, nu spunea, el scrie în Scriptură, Moise tare era prieten cu Dumnezeu. Și a spus, Doamne, dacă toți suntem prieteni, arată slava Ta. Și Domnul îi spune, măi Moise, nu poți. Că dacă mă vede cineva la față, moare. Uite, facem o înțelegere. Te pun într-o crăpătură de stâncă, pun mâna așa, și eu trec înaintea ta, tu îmi vezi toată slava pe la spate. Și așa au făcut. Îl pune pe Moise acolo, trece Domnul. Dacă îmi trece Domnul, Moise vede și aude. Dar ce aude Moise? Eu sunt Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu îndelung răbdător și bogat în bunătate, care ieri fără de legea. Și când Dumnezeu trecea cu frumusețea Lui, îi și spunea lui Moise,
Acum vine Numeri capitolul 14, Domnul se supără pe evrei și Moise spune în versetul 18, adă-ți aminte că tu ai spus că ești de lung răbdător, bogată bunătate, că ierți și l-a înduplecat. Știți care e slava unui credincios? Slava lui și dreptul lui îi să fie îndelung răbdător, să fie bogat în bunătate și să ierte. Cu cât iertați mai mult în adunare, cu atât aveți mai multă slavă. O slavă dată din caracterul nostru. Ăsta e un pocăit care are slavă multă. El e îndelung răbdător, el e bun și el iartă. Vă doriți slava asta? Da, Dumnezeu să ne odeie. Facem o rugăciune pentru asta? Apoi există slava viitoare. Spunea Petru, 1 Petru 5, și când se va arăta marele păstor, vă va da cununa slavii care nu se poate vesteji. Fraților, vreau și eu cununa aceea. O mai vrea cineva de aici? După ani și ani de pocăință am îmbătrânit pe băncile adunării. Să nu poți ierta, să nu poți răbda, să pierzi cununa aceea slavii, Domnul să ne dea mai multă pocăință. Că în Efeseni 5:27 spune ca să înfățișez această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Vreau de la Detroit să ridice Domnul biserică slăvită. Aceea e slava de care vom avea parte la venirea Domnului. Că spune în Apocalipsa 21:10-11, și am văzut cetatea aceea slăvită, cetatea sfântă, slava lui Dumnezeu era acolo, slava lui Dumnezeu. Și închei cu dorința asta. Vreau să ajung și eu acolo. Vreau să ajung cei din casa mea. Am nevastă, am copii, băieți și fete. Și mereu, mereu stau de vorbă și mă gândesc că într-o zi, a spus Duhul Sfânt și în seara asta, nu-i mult, e mai puțin decât credem unii din noi. Și vine Domnul, n-ați vrea să avem parte de cetatea aceea? Dumnezeu să ne ajute! Fac o recapitulare scurtă. Aseară am predicat de credință, credință falsă și credință adevărată. Categorii de oameni, oameni care nu știu ce să cred, care cred rău și care cred bine. Și cum ne raportăm noi la credință? Omul care asimilează credința, se hrănește cu cuvintele credinței, omul care demonstrează credința prin vorbe, fapte și semne, și omul care progresează, care crește, 2 Corinteni 10:15, dacă crește credința, crește și câmpul nostru. În seara asta am vrut să vorbesc de ordinea evenimentelor din templu. Îi bine de ținut minte, întâi curățire, învățătură, semne și la urmă laudă. Nu începeți cu lauda fără curățire. Și am vrut să vă spun că puterea de a face rânduială în templul ăla public vine din interior. Facem rânduială cu noi, cu casele noastre și cu adunarea. Dumnezeu să ne ajute. Înnoire în minte, în sentimente și în duh. Slava lui Dumnezeu care o are și pe care o dăm, slava la care avem dreptul. Să stăm în prezența Domnului, să suferim pentru Domnul și să răbdăm pentru Domnul. Amin.